Ei, Roxana și Paul poartă o discuție interesantă. Roxana îi spunea că ea vrea să se căsătorească, dar vrea să fie sigură că cunoaște bine bărbatul de lângă ea. Paul o întreba dacă îl cunoaște și ea spunea că îl cunoaștea mult mai mult decât o cunoaște el pe ea și gen nu îi plăcea faptul că el nu o cunoaște și ea mai spunea că eu vreau să înțelegi că mie nu-mi place să repet și vreau să cunoști lucruri despre mine. Spre exemplu, dacă eu spun că îmi place roșu, nu mai vreau să repet a doua oară că îmi place roșu. Vreau să știi asta despre mine. Și spunea că ea și-a ales piatra verde de la inelul de logodnă pentru că știe că îi place lui Paul și că gen ar fi un simbol că îi place lui verde și că poartă ea piatra sau ceva de genul ăsta. Aici nu prea am înțeles că până la urmă contează. Cred că Paul își dă viața pentru culoarea verde sau nu văd ce simbol ar fi. În fine. Eu mai cred că Roxana, dacă ar fi fost așa cum este acum, de când s-ar fi întors, Paul ar fi apucat să o cunoască mult mai bine, dar pentru că în prima parte, cât a stat ea în casă, nu s-a lăsat, gen nu a fost așa cum este ea. Și oarecum s-a axat mai mult pe prietenii, pe discuțiile cu fetele, acum era într-un fel, acum în alt fel, s-au despărțit, s-au împăcat de atâtea ori. E clar că Paul nu a apucat să o cunoască, pentru că nu știa cum e ea. Ea era influențată de părerea fetelor și așa se comporta a doua zi. Dar de când s-a întors, mie îmi pare extrem de schimbată și bine vreau să spun.